mulți ani în urmă, așteptam o zi, o zi minunată, plină de părtășii. Se-ntindea paharul, ne-aminteam calvarul, prin care el, Domnul, mult a suferit. Părtășie sfântă, nu te voi uita, clipele frumoase din viața mea. Se-ntindea paharul, ne-aminteam calvarul, prin care el, Domnul, mult a suferit. Și după cine nu uita picioarele și le spăla, așa făcut a și Iisus, să nu uităm tot ce ne-a spus. Spălarea ne cuprinde azi și pe noi uitarea. Se-ntinde paharul, greu te mai simțim, vrem, Iisuse, Doamne, mai pocăit să fim. Și după cine nu uita picioarele și le spăla, așa făcut a și Iisus, să nu uităm tot ce ne-a spus. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Amin.